Olga, ați început pregătirile, antrenamentele sunt foarte intense pentru că pregătiți viitorul sezon, unul foarte, foarte important pentru Farul. Da, în primul rând suntem încă în pregătire, ne antrenăm foarte bine și sper să creștem de la antrenament la antrenament. Ați aflat și programul convențional al sezonului 2024-2025, veți începe în deplasare cu principala contracandidată Universitatea Cluj, un campionat în care veți înfrunta Ardealul, putem spune. Da, am aflat că vom juca cu Cluj. Noi o să mergem acolo și să ne facem treaba și să luăm cele 3 puncte. Pentru noul sezon au sosit jucătoare de valoare. Se întărește lotul pentru participarea în Liga Campionilor, principalul obiectiv. Da, vă dați seama, sunt jucătoare cu foarte mare calitate. O să ne ajute foarte mult și sper să facem o fază frumoasă și în Champions League. Sunteți acum multe jucătoare de la Farul și la Lot, ați obținut calificarea în play-off, felicitări, o prezență frumoasă a României și în întrecerea feminină. Da, exact, vă dați seama, este o mândrie pentru noi că am terminat pe primul loc, mai sunt meciuri și sper cu mult optimism să trecem și de acele două meci. Iar cu Farul, prezența în campionat și în cupă, cu siguranță vă doriți toate trofeele posibile. Da, așa ne-am propus și anul trecut, însă sezonul începusem foarte prost și de-aia ne-am axat mai mult pe campionat, dar anul acesta vrem să luăm tot ce este posibil, cupă, campionat și orice.